Luna lui cuptor nu a vrut să treacă și să-și facă numele de râs. Cele peste 30 de grade înregistrate în termometre în jurul prânzului nu le-au dat oamenilor curaj să iasă din case. Asfaltul dogorește ca un cuptor bine încins, iar temperatura este atât de mare încât orice suprafață lucioasă se poate transforma într-un aragaz. A fost atât de cald astăzi încât la această oră, termometrul mașinii care a stat la umbră până acum ne arată că afară sunt 34 de grade Celsius. Pentru a preveni incidentele neplăcute, primăria le-a pus oamenilor la dispoziție apă în mai multe puncte din oraș, inclusiv în farmacii. Hidratarea este foarte importantă pe timp de caniculă, așa că cei 2 litri de lichide sunt obligatorii zilele acestea.